Există oameni pasionați de munte. Își fixează un vârf și spun: Vreau să merg până acolo. Unii cheltuiesc foarte mulți bani pentru asta, sunt uh, ajutați să-și împlinească visul și se bucură să fie acolo, în vârf de munte. Sigur că este o priveliște pe care nu o ai de jos. Am citit despre niște oameni din România, știrile astea sunt multe, mereu și mereu. Spre exemplu, un profesor de fizică de aici, de la noi, în urmă cu câțiva ani, din Oradea, avea 43 de ani, a plecat într-o excursie cu șase pri prieteni la peștera Apolovraci, în munții Parâng, Peștera aceasta este la altitudinea de 670 de metri și s-a apropiat cumva de prăpastie. A vrut să facă o fotografie și a căzut în gol 40 de metri și a decedat. Ca să urce, i-a luat mai mult decât i-a luat coborârea. Am citit despre un altul, 55 de ani, care a făcut un traseu în munții Buceri și pe când coborau de la vârful Omu, a lunecat și a căzut într-o vale 60-70 de metri. Și cum sunt comunicatele astea ale unor oameni care vorbesc așa o limbă mai interesantă, comunicatul sună așa. Colegii lui au ajuns primii la el și au constatat că nu are semne compatibile cu viața. I-a luat mai mult să ajungă acolo și apoi, nu-i așa, într-un minut, a făcut 60-70 de metri și a încheiat cu viața. Este un pasaj în Scriptură care ne vorbește despre altcineva care a fost pe munte. În Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 11, este prezentat, sigur, prin profeție, se vorbește despre un rege pământesc, dar este mai mult decât atât, spun cei care cercetează scripturile, că la Ezechiel, cuvântul Domnului a vorbit astfel a spus, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, ai ajuns la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe și sunt enumerate și spune, timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua în care ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor. Deja este vorba despre un personaj spiritual. De a începe cu un împărat pământesc și apoi trece în dimensiunea aceasta spirituală. Și spune aici foarte important, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Ai ajuns acolo în vârf. Ai fost foarte sus. Într-un loc de unde nu puteai să mergi mai sus. Da? Pe muntele sfânt al lui Dumnezeu și umblai în mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Și apoi spune ce a făcut acest heruvim și în versetul 17 spune care este problema lui, de ce a ajuns, unde a ajuns. Ți s-a îngânfat inima. Din pricina frumuseții tale, ți-ai strigat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ. Dintr-o poziție foarte de sus, de acolo, de pe muntele lui Dumnezeu, heruvimul acesta, despre care știm acum, da? Lucifer, care era în poziția aceea foarte înaltă, datorită faptului că i s-a îngânfat inima, a ajuns să fie aruncat și să fie o priveliște, spune Sfânta Scriptură. În seara aceasta s-a citit despre, sigur, mai lung un pic, ca de obicei, un text istoric, vechi, și în care, gândindu-ne la el, ne, ne, punem întrebarea ce ne spune nouă azi toată treaba asta cu Ozia. Da, despre un împărat care a ajuns foarte sus. Era pe cai mari, era pe val. Și de acolo de sus a căzut și a ajuns foarte jos. Deși a fost sus, sus, sus de tot. În momentul în care a căzut, a ajuns foarte jos. Vom privi la istoria lui pentru a învăța ce să facem și ce să evităm. Pentru că de la sublim la ridicol nu este decât un pas, spunea Napoleon Bonaparte. De la sublim la ridicol nu este decât un pas. O să a domnit 52 de ani. Nu știm ultimii ani cât s au fost. Dar a fost ridicol tot ceea ce i s-a întâmplat. Nu știm cât a fost prima parte, nu ne spune Scriptura, dar a doua parte a vieții a fost rușinoasă. De aceea, în seara aceasta, vine înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat de la, de la ascensiune la abis. Care-i pasul acesta pe care l-a făcut Ozia? De foarte de sus și până jos. Și în seara aceasta, Dumnezeu vrea să învățăm, uitându-ne la istoria aceasta. Să fim întotdeauna recunoscători față de El și să respingem orice gând de aroganță și orice manifestare a mândriei. Orice gând de aroganță și orice manifestare a mândriei. Vom privi la ascensiunea Lui, la aroganța Lui și apoi la abisul în care El a ajuns. Mai întâi, ascensiunea lui Ozia. Primele 15 versete ne prezintă acest urcuș pe care Regele acesta l-a avut. Ajunge la 16 ani. Foarte tânăr, am spune, să fie rege. Și Scriptura ne arată că a trăit o viață demnă. A avut această preocupare și anume să facă ce este bine înaintea Domnului. Versetul 4 ne spune că el a făcut ce este bine înaintea Domnului. Adică nu l-a interesat să fie popular. Nu l-a interesat să facă lucrurile înaintea oamenilor. Pentru că atunci când ești în poziție de autoritate, uneori ești tentat să faci pe placul mulțimii. Pentru el a fost important să facă ce e bine înaintea Domnului. Să facă ce așteaptă Dumnezeu să facă. Deși unii regi erau interesați de popularitate, Ozia nu a fost interesat. El a fost interesat să facă totul ca pentru Domnul. Apoi versetul 5 ne spune că pe lângă preocuparea lui de a face ce este bine înaintea Domnului, a avut și o prioritate. Spune: a căutat pe Dumnezeu. Asta a fost prioritatea vieții lui. În prima parte a vieții, el l-a căutat pe Dumnezeu. Regii lui Israel, regii lui Iuda, mulți dintre ei au fost idolatri. Nu l-au căutat pe Dumnezeu. Nu au fost interesați de Dumnezeu. Iată că el este diferit. El are această prioritate în viața lui, vreau să-l caut pe Dumnezeul lui Israel. Și după această viață demnă, Dumnezeu i-a dat o viață de succes. Versetul 5 în ultima parte a versetului spune că Domnul l-a făcut să propășească, să aibă succes. Omul acesta a fost preocupat să facă ce-i bine, s-a pus prioritate să caute pe Domnul și Domnul i-a dat propășire, a avut succes. Iar atât Scriptura și a fost atent la citire, a avut propășire cu armata și în campaniile militare. Omul acesta, unde a mers la luptă, a biruit. Omul acesta a avut lângă el mesteri și proiectanți care au făcut niște arme care depășeau uh, armele din vremea aceea. A avut inventator lângă el. Omul acesta a avut o armată puternică, bine pregătită, pusă la dispoziția lui. A avut succes în ce privește armata și campaniile militare. Apoi, versetul 10 ne spune că a avut succes. În ce privește agricultura și fermele, dacă citiți aici, vedeți că El a avut succes. A săpat multe fântâni, avea multe turme în voi, în câmpie, plugari, vieri, în munți și la carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Dumnezeu l-a binecuvântat militar, Dumnezeu l-a ajutat în agricultură, în ferme. Apoi, versetul 9 și 10 ne arată că a avut proiecte ambițioase și le-a finalizat. Nu doar că s-a gândit să facă, și s-a gândit și chiar le-a făcut. Sunt consemnate lucrurile acestea. Apoi a ajuns faimos, spune versetul 8. A ajuns ca toți oamenii să știe. Oamenii aduceau daruri și faima lui s-a întins. Omul acesta a ajuns faimos. Versetul 8 la final spune că a ajuns foarte puternic. În comparație cu alții care spuneau România lucrului bine făcut, omul acesta chiar a avut succes. Un împărat de succes. Regatul lui Iuda putea să fie numit regatul lucrului bine făcut. Omul acesta nu doar a vorbit și a visat să facă o țară bună, chiar i-a ieșit, a făcut-o. Un regat prosper, un regat puternic, un regat respectat. A avut această ascensiune și ea era datorită apropierii lui de Dumnezeu. Versetul 5 la final ne spune, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Ce învățăm de aici? că ridicarea noastră vine doar de la Dumnezeu. Faptul că reușim să facem ceva este datorită lui Dumnezeu. Și cred că un credincios în anul 2024 ar trebui să fie preocupat să facă ce este bine înaintea Domnului, nu să fie popular, să-L intereseze ce spune Dumnezeu, chiar dacă toți ceilalți spun că nu-i bine. Să fim interesați în anul acesta de ce vrea Dumnezeu să fim interesați. Cred că un credincios în anul acesta ar trebui să aibă ca prioritate să caute pe Dumnezeu. Să căutăm pe Dumnezeu. Cât l-a căutat a fost bine. În momentul în care l-a abandonat pe Dumnezeu, lucrurile s-au complicat. Pentru că, frați și surori, propășirea noastră vine de la Domnul. Realizările noastre, conform voii lui Dumnezeu, își au sursa în Dumnezeu. Nu trebuie să uităm niciodată aceasta. Un succes la examen, o slujbă bună, o afacere care merge, o familie bună, proiecte realizate, sunt pentru că Dumnezeu ne ajută. Să nu uităm, ridicarea noastră, succesul nostru vine de la Dumnezeu. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să fim recunoscători pentru fiecare reușită, indiferent de, de, de domeniu. Fiecare reușită, sigur, care o avem conform principiilor Lui, pentru că oamenii reușesc și altfel. Noi vorbim de cele care le facem după Cuvântul lui Dumnezeu. În Iacov 1 cu 17, Scriptura spune că orice dar bun și desăvârșit este de sus și se coboară de la Tatăl Luminilor. Frații și să nu uităm că dacă am reușit să facem ceva, este pentru că Dumnezeu ne-a ajutat, slăvit să fie numele Lui. Am citit câteva gânduri pe care vreau să vi le spun și dumneavoastră în această dupămasă. Cineva prezenta așa frumos mult mai frumos decât puteam eu să zic și atunci mi-am notat și vă zic ce a zis uh, omul respectiv, a zis așa. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în bătăile inimii, în funcționarea plămânilor și în fluxul vieții care circulă prin miile de canale ale corpului. Noi suntem îndatorați lui Dumnezeu pentru fiecare moment al existenței noastre, precum și pentru toate înlesnirile vieții. Puterea și capacitățile care ne înalță pe om mai presus de ființele inferioare, sunt un dar al Creatorului. Îi suntem îndatorați pentru hrana pe care o mâncăm, pentru apa pe care o bem, pentru hainele pe care le purtăm, ca și pentru aerul pe care respirăm. Soarele care strălucește peste fața pământului, dând viață naturii, minunata aureolă spectrală a lunii, slava firmamentului împodobit cu stelele scripitoare, ploile ce împrospătează pământul și fac ca vegetația să înflorească, lucrurile prețioase ale naturii în toată varietatea lor, pomii falnici, arbuștii și plantele, grâul înduitor, cerul albastru, pământul înverzit, ziua și noaptea, anotimpurile care se succed, toate acestea îi vorbesc omului despre iubirea Creatorului Său. Frații și sorori, tot ce ne înconjoară, tot ce avem bun vine de la Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem asta. Mândria nu îi lasă pe oameni să recunoască. De asta unii în mândria lor nu vor să se pocăiască. Nu vor să recunoască că toate realizările lor bune sunt datorită lui Dumnezeu. Ozia are această ridicare pentru că Dumnezeu l-a ajutat. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 4,7 Ce lucru ai și să nu fii primit? Faptul că reușești ceva, faptul că ești bun, faptul că uh, ai făcut ceva bine, toate acestea sunt daruri a lui Dumnezeu. Și este o vorbă în poporul român: nu uita de unde ai plecat. Să nu uităm niciunul dintre noi de unde am plecat. Dacă avem ceva astăzi bun și am reușit să facem ceva bun, să dăm slavă lui Dumnezeu. Ridicarea noastră este datorită lui Dumnezeu. Pe lângă ascensiunea lui Ozia, Biblia ne prezintă în al doilea rând aroganța lui. Versetele de la 16 la 18 ne prezintă starea lui de aroganță. După ce a fost sus, a ajuns, spune Scriptura, să se mândrească. Totul a fost bine și frumos până la versetul 15. Odată cu versetul 16 din textul citit, totul se schimbă. Acolo este un cuvânt care face diferența. Dar până aici totul a mers de jos, de unde a plecat, sus, 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 armată, agricultură, familie, toate foarte bine. L-a căutat pe Dumnezeu și a ajuns puternic, dar... Și atunci când intervine cuvântul acesta în Biblie, urmează ceva bun sau ceva rău, după caz. De data aceasta a urmat ceva foarte rău. Ceva bun. Spre exemplu, în Geneza 6, versetele 7 și 8, ne spune Biblia că Dumnezeu hotărăște să nimicească totul de pe fața pământului. Iar versetul următor spune, dar noi a căpătat milă înaintea Domnului. După acest dar este ceva bun. Înainte era rostită judecata lui Dumnezeu. Acum apare ceva bun. Dar Dumnezeu a hotărât să scape pe noi și familia lui. Versetul 16 din pasajul citit ne prezintă ceva groasnic, ceva foarte dureros care se întâmplă. Este unul dintre versetele triste din Sfânta Scriptură, de la respect, putere și prosperitate. Omul acesta a ajuns la prăbușire. Și pasul a fost aroganța. Un singur pas. Aroganța. Cineva spunea că puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Puterea, spunea altcineva, le ia oamenilor mintea. Și lui i-a luat mințile. Ce diferență între versetul 4 din același pasaj și versetul 16? A făcut ce este bine înaintea Domnului, și versetul 16 spune a păcătuit împotriva Domnului. Ce diferență? Același om, două ipostaze total diferite. Asta s-a întâmplat și cu Lucifer, despre care am citit. Puterea și frumusețea l-au corupt. Am citit mai devreme. Era puternic. Și era frumos. Și asta i-a adus căderea. Ce a făcut Ozia? Versetele de la 16 la 19 arată că și-a depășit atribuțiile. Și-a depășit atribuțiile. Era o regulă. Tămâie în templu aduc preoții din neamul leviților. Dacă nu ești preot, n-ai ce să cauți să faci treaba asta. Nu-i pentru tine. Nu-i locul tău, nu-i rolul tău, n-ai ce să cauți acolo. Însă el și-a depășit atribuțiile. Și preoții, spune versetul 18, au intrat după el și au zis, n-ai dreptul. Și el, probabil că s-a gândit, ce eu nu știu, să dau cu cădelnița, ce-i ce mare lucru să dai cu cădelnița. Ei nu i-au spus că tu nu poți face asta. I-au spus, n-ai dreptul să o faci. A intrat pe un domeniu unde ți-ai depășit atribuțiile. Nu-i locul tău aici. Și apoi l-au avertizat, versetul 17 și 18. 81 de oameni, spune Biblia. Da? 81 de oameni. Azaria și încă 80. L-au avertizat și i-au spus, nu fă asta. 81 de glasuri strigă la el. Este o vorbă în poporul român când doi spun că ești bea, du-te și te culcă. Aici erau 81 care i-au spus acestui om, n-ai dreptul, tu ești pe un teren periculos, te arzi, nu fă asta. Însă, el și-a stupat urechile, spune versetul 19. Și-a stupat urechile și s-a mâniat. Probabil că a gândit, voi îmi spuneți ce să fac? Ați uitat cine e regele? Eu fac ce vreau. Aroganță maximă. Fac ce vreau. În Scriptură sunt prezentați mai mulți regi aroganți. Doar vă amintesc de unul dintre ei, faraonul Egiptului. Exod, capitolul 5, versetul 1, ne spune în Scriptura că Moise și Aron se duc și vorbesc cu Faraon și vorbesc din partea lui Dumnezeu, ca și, ca și preoții aceștia, lui Ozia. Îi vorbesc acum Moise și Aron din partea lui Dumnezeu și spun Domnul ne-a trimis și a zis, lasă pe poporul meu să plece ca să prăsnuiască în pustie un prasnic în cinstea mea." Și Faraon răspunde arogant Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece?" eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Un om arogant. Știm ce s-a întâmplat, cu cunoaștem istoria. Dumnezeu a păsat asupra Egiptului numai cu, cu degetul. Atât a fost nevoie în măreția lui. În seara aceasta Dumnezeu a fost prezentat prin cântări, dacă ați fost atenți, în măreția lui de Dumnezeu, că trebuie să venim și să ne închinăm. Doar cu degetul a apăsat peste Faraon și Egipt. Și a venit moarte și distrugere. Ozia, în aroganța lui luciferică, a intrat unde nu trebuia să intre. Pentru că aroganța este luciferică. L-a trântit pe lucifer și de-a lungul istoriei a doborât mulți oameni. A doborât și îngeri, îngerii care l-au urmat pe lucifer. Cei care s-au fost dimineață la biserică și a fost și atenți la predică, se spunea la un moment dat așa, Există o suferință preventivă pe care Dumnezeu a permis-o ca un har. Apoi i-a dat lui Pavel o suferință preventivă, spune 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. De ce? Și El însuși mărturisește ca să nu mă umflu de mândrie, să nu ajung arogant, să nu ajung ca Lucifer, pentru că am fost acolo, pe muntele lui Dumnezeu și eu am văzut lucruri extraordinare și nu pot să vi le spun. N-am voie. Am fost într-o zonă foarte sus. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina gloriei pe care am văzut-o acolo, Dumnezeu a îngăduit un prieten care să stea lângă mine și să mă ajute. O suferință preventivă. le a spus băieților, astăzi la prânz discutam la masă despre un frate păstor care credea în disciplina biblică și la un moment dat a disciplinat copiii lui și a spus asta e pentru asta, asta e pentru asta, asta e pentru asta și la un moment dat el a încheiat. Dar zice, copilul, au fost mai multe, alea pentru ce au fost? Deci astea au fost preventiv. Ca tu să nu faci. Da. Ca tu să, să știi că nu-i bine. Ai luat preventiv. Există pericolul acesta al aroganței. Și, din nou, o afirmație care a fost făcută de dimineață și care m-a determinat. Vă spun că eram între două mesaje astăzi. Dar, azi, în drum spre casă, am ascultat parte din predică, aproape toată, și am prins încă o frază care m-a determinat să aduc mesajul acesta. Mândria ta blochează harul lui Dumnezeu în viața ta. A fost o afirmație astăzi aici. Mândria ta blochează harul lui Dumnezeu în viața ta. În Psalmul 19, versetul 13. David face o rugăciune și zice, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Ce învățăm de aici, din experiența lui Ozia, din aroganța lui? El nu și-a acceptat locul. Haideți să ne acceptăm locul pe care Dumnezeu ni l-a rezervat, frați și surori. În familie este un loc. Dacă ești copil, ăsta e locul tău până când o să fii părinte, până când o să ajungi, cum spunea fratele bătrân. Ai un loc, ăsta este. acceptă -l. Dacă ești soț, bărbat, acceptă-ți rolul, fă-ți treaba. Dacă ești soție, acceptă-ți locul. E important să ne cunoaștem locul și să stăm la locul nostru. Să-l acceptăm în biserică, care e trupul lui Hristos. Multe probleme sunt în biserici pentru că oamenii nu-și cunosc locul și se duc și vor să fie într-un loc unde nu-i locul lor. Și într-un trup, ochiul e la locul lui și numai acolo funcționează bine. Dacă vrea să fie în mână, nu-i de niciun folos. E important să ne cunoaștem locul. La școală, dacă ești elev, trebuie să-ți cunoști locul. Nu poți să fii profesor. Vine o vreme când poți să fii, dar cât ești elev, trebuie să înveți. Mi-am de un nepot de-al sorei mele, care la un moment dat, în Austria, la acolo se poate, poate aici nu se poate chiar așa, îi lasă așa mai liberi, zice, într-o zi el, nu știu, era în clasa 4, zice, azi eu predau. Nu, la școală s-a ridicat fața lui colegi și eu zis la învățătoare, stai jos că azi eu predau. Și el s-a apucat să predea. Sigur că mama lui a auzit și și-a cerut scuze. Zice, lăsați-l, că așa se dezvoltă. Noi nu vrem să-i inhibăm. Da? Nu vrem să... Deci nu și-a cunoscut locul. Da? E important să ne cunoaștem locul. În societate să ne cunoaștem locul. Spune Biblia despre niște îngeri, Iuda, capitolul 1, versetul 16, care nu și-au cunoscut locul, zice Biblia. Iuda 1 cu 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. Și mai spune, într -al loc în Iuda, zice Biblia, cred că versetul 6, așa spune, da, șase, nu și-au păstrat vrednicia și-au părăsit locuința. N-au stat la locul lor. Au fost aroganți și Dumnezeu i-a pedepsit. Învățăm de aici să ne cunoaștem locul, rolul. Apoi învățăm că ar fi bine să acceptăm sfaturile bune și avertizările. Frații și surori, niciun om nu le știe pe toate. Oricine ar fi, oricâtă școală ar avea, Nimeni nu le știe pe toate. Chiar dacă s-ar fi plimbat prin cer ca și Pavel, el ce a zis? Cunoaștem? În parte. Niciun om nu le știe pe toate. De aceea avem nevoie unii de alții. Soțul are nevoie de soție și soția are nevoie de soț. Avem nevoie în biserică unii de alții. Avem nevoie în societate. E important să fim cunoscuți ca oameni deschiși, care nu doar ne bucurăm să fim apreciați, să acceptăm și critica dacă e cazul. Da? să acceptăm sfaturile bune și avertizările. Pentru că spune Biblia în Proverbe 19 cu 2, a doua parte a versetului, că cine aleargă ne înainte, o rău. Dacă nu asculți nici azi, nici mâine, ci te duci așa, numai înainte, nu asculți niciun sfat, nici o avertizare, n-ai cum să ajungi bine. Amintiți-vă de tânărul, de băiatul acela tânăr din casa tatălui, fiul risipitor. De unde a plecat? De sus foarte de sus. Dar a alergat neghiobește înainte, n-a ținut cont de, de tata care i-a zis. Poate au fost și alții, au zis, băi, întoarce-te acasă, nu umbla aiurea, du-te la tata. Poate că au fost alții. Până la troca porcilor nu s-a oprit. A ajuns rău, a nimerit rău. Pentru că n-a ținut cont de sfaturi și de avertizări. Și în câte nu aleargă oamenii neghiobește în aroganța lor. Își distrug unii sănătatea, alții familia, alții cariera, viața, devin niște pave datorită aroganței. Omul acesta a ajuns, dintr-un om care era foarte sus, datorită aroganței, a ajuns în abis. Ultima sublinere în seara aceasta. De la ascensiune, prin aroganță, la abis. Versetele de la 19 la 23 ne arată că aroganța l-a condus la mânie. Poate că s-a gândit în mintea lui, voi îmi spuneți mie, 81 de paraziți, vă pun eu la punct. Vă pun eu la punct. Voi îmi spuneți mie că nu știu eu să lucru cu cădelnița. Cine sunteți voi să-mi spuneți mie? Eu sunt regele. L-a făcut aroganța să fie surd. N-a înțeles că Dumnezeu îi vorbea prin ei. El n-a înțeles asta. S-a uitat la niște oameni pe care i-a privit de sus. Eu sunt regele. Cine sunteți voi să-mi spuneți mie ce să fac? Și în momentul acela a ajuns și surd și orb. Frații și surori, când cineva... Și în mod special slujitorii lui Dumnezeu ne spun cuvântul Domnului. Dumnezeu ne vorbește. El n-a văzut asta. Că dacă s-ar fi oprit, n-ar fi ajuns în abis. Dar a ajuns pentru că n-a ținut cont. S-a uitat doar la om. Cine sunteți voi? S-a uitat de sus, arogant. Și a ajuns rău. Aroganța i-a dus pe deapsă. În a doua parte a versetului 19, Biblia spune că în momentul acela, când s-a mâneiat, avea în mână o cădelniță, marele Regele a tămâiat acolo. În momentul în care s-a mâniat pe preoți. De fapt, pe cine s-a mâniat el? Împotriva cui s-a pus? Împotriva lui Dumnezeu, cu siguranță. Erau niște oameni care reprezentau pe Dumnezeu pentru el atunci. Dar el era regele, era mare, era cineva. În momentul acela, pe loc, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierei. A fost lovit vizibil pe frunte, dacă i apărea undeva, eu știu, sub haine, nu vedea nimeni. Dumnezeu vizibil l-a lovit, l-a lovit în fața celor pe care i-a jignit și i-a umilit, l-a lovit în templu unde s-a crezut el mare, grozav și chiar lângă altar unde s-a pus să tămâieze. Versetul 20 ne arată groaza lui. În momentul acela preoții l-au luat să-l scoată afară și zice Biblia, el însuși s-a grăbit să iasă. Oricât ar fi cineva de măreț, când Dumnezeu intervine, intră groaza în el. Oricât a fost faraon de măreți, când Dumnezeu a pus degetul pe el, a intrat groaza în el și a zis, plecați cu toți, ieșiți, duceți-vă, că murim, pierim. Când i-a murit copilul lui, lui faraon, a intrat groaza în el. Oricât ar fi un om de arogant, când Dumnezeu se apropie și îl smerește, omul acela ajunge să fie înfricoșat. Care a fost soarta lui? A fost soarta pe care și-a ales-o. De la 22 la 23, Scriptura ne spune că a ajuns lepros, adică necurat, și că a lepros a ajuns să fie izolat, adică singur, și pentru tot restul vieții a primit o pedeapsă, ca să spunem așa, cu executare. Că și în vremea noastră există pedepse cu executare și cu suspendare. Vă dau un exemplu de pedeapsă cu suspendare. Un alt rege mult mai rău ca el. Și am zis ce, oare de ce face Dumnezeu asta? Hai să ne uităm la un rege mult mai rău ca el. 1 împărați, capitolul 21, versetul 25, câteva versete. Zice Biblia despre Ahab, el este. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să se facă, să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab. Zice, n-a fost nimeni ca el, pe care nevasta sa, Izabela, îl ațâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urăcios mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care îi zgonise Domnul dinaintea copilor lui Israel. Însă, după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Arab, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup, apostit, postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Ilie i-a spus, băiete, Dumnezeu s-a supărat pe tine, ești gata. Și el când a auzit asta, s-a smerit. Și au zis ce zice Biblia. Cuvântul Domnului spune lui Ilie, du-te și zi lui Ahab. Și îi arată și spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu vă aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său, vă aduce nenorocirea asupra casei lui. Vedeți? Pedeapsă cu suspendare în ce privește. Acum, de ce unii au timp de pocăință, ca și Ahab? Timp în care să-și ducă viața și nu vine peste ei pedeapsa. Și alții nu, nu știu să vă spun. N-am un răspuns. Sigur Dumnezeu are un răspuns. Ce învățăm de aici este că există lucruri de care nu trebuie să ne atingem. Există zone unde nu trebuie să intrăm. Există limite pe care dacă le trecem e jale cu jumare. Ozia a trecut limita și a venit imediat pedeapsa. Uneori între noi există vorbirea aceasta. Dar cum nu pot eu să fac asta? Uite că fratele a făcut și nu a murit. Niciunul nu știm care e limita lui, a fratelui pe care noi îi luăm ca argument să facem nu știu ce, și care e limita noastră. Ahab a avut o limită, Ozea a avut altă limită. De aceea zice Biblia, noi să nu uităm un lucru, plata păcatului este moartea și zice Biblia, ferește-te de orice se pare rău. Nu-ți spune gândul, a, eu mă pot duce. Că uite, aha, a avut șansă. Ozia n-a avut. De ce Dumnezeu tratează așa cu unii și cu alții, altfel nu știm. Ideea este că nu ne putem juca cu focul că ne ardem. Nu putem. Ozia s-a jucat cu focul acela din cădelniță și s-a ars rău de tot. N-a ascultat. 81 i-au spus, potolește-te, ești avară, nu-i treaba ta. Tu ești rege, ai succes, nu te face de râs, nu te face de rușine. Nu i-a ascultat. Ozea a uitat că oricât de mare ar fi el, Dumnezeu e măreț. Și vreau să ne uităm la Isaia, capitolul 6, primele 5 versete. Cum începe acest cuvânt? E vorba despre același rege. În anul morții împăratului Ozea. Nu știm cât a trăit lepros, izolat, singur, condamnat acolo și a ispășit pedeapsa. Nu știm. Dar a venit ziua în care a murit. Și Isaia a avut o revelație atunci, o descoperire și spune în anul morții împăratului Ozea, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. A fost Ozia sus, dar Ozia acum e mort. Dar Dumnezeu este pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi și sunt prezentați. Versetul 3. Strigau unul către altul, Sfânt! Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduia ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine. Și Isaia a trăit. Ozia a fost arogant. Și a zis, sunt mare, și-a uitat că în momentul în care a intrat în templu, chiar dacă nu-l vedea cu ochii lui cum l-a văzut Isaia pe Dumnezeu în anul morții lui Ozia, chiar dacă nu l-a văzut cu ochii, Dumnezeu era acolo și când i-a sfidat pe slujitorii lui Dumnezeu și cuvântul lor, l-a sfidat pe Dumnezeu și cuvântul lui, Dumnezeu era acolo și nu era gata să primească tămâia lui Ozia. Chiar dacă Ozia n-a văzut ființele cereștii la Dorau, însă Ozia și-a permis să-l sfideze și a plătit scump. Frații și surori, să învățăm să avem reverență pentru persoana și prezența lui Dumnezeu. Să avem reverență pentru persoana și prezența lui Dumnezeu. Psalmul 29 ne spune în versetele 1 și 2, Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului, dați slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Lui Dumnezeu trebuie să-i dai slavă potrivit cu măreția lui, și oricât am face-o, nu-i suficient. În Eclesiastru 5 cu 1, ne spune Scriptura, că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne apropiem cu reverență față de Domnul, față de prezența lui și să nu aducem jerfa nebunilor. Vă amintiți de un om din Scriptură care a adus jerfa nebunilor? 1 Samuel 13 cu 13. Este regele Saul, alt rege, care își permite să facă din nou ceva asemănător ca Ozia. Sigur, a trăit mai înainte. Și el a crezut că face un lucru grozav. Știi ce zice Dumnezeu? Ce fel de jertfă a adus? Jerfa nebunilor. Dumnezeu nu avea nevoie de asta. Dar omul acesta n-a avut reverență pentru persoana și prezența lui Dumnezeu. Învățăm să avem reverență. Cu ochii noștri de carne nu-L vedem pe Domnul aici, dar El este aici de fiecare dată. Cum venim aici, în prezența Lui? El este aici și serafimii se închină și îngerii se închină. Și dacă și noi intrăm în această închinare plină de respect, e ferice de noi, Dumnezeu să ne ajute. Mai învățăm ceva, să avem respect pentru rânduielile Lui Dumnezeu. El n-a avut niciun respect. Preoții trebuiau să aducă tămâie. El n-a avut respect față de rândul el. Toți oamenii care n-au respect față de rândul el, mai devreme sau mai târziu, vor fi pedepsiți de Dumnezeu dacă nu se pocăiesc. În 1 Samuel 2, cu 30, profetul spune din partea lui Dumnezeu așa, în continuarea versetului, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Dumnezeu onorează pe cei care îl onorează și pedepsește pe cei care nu îl onorează. În prezența lui Dumnezeu ar trebui să venim cu smerenie și supunere, cu umilință și dorință de ascultare. Seara aceasta, un om care de la ascensiune a ajuns în abis. Nu-i decât un pas, de la sus la foarte jos. Ca și omul pe marginea prăpastiei, care a făcut un timp îndelugat și a făcut efort să ajungă acolo sus. Dacă a pășit unde nu trebuie, într-un minut e jos. Și s-a terminat cu el. Nu o să mai aibă semne care să se spună că trăiește, dacă să folosim cuvinte din comunicate, din astea, seci. Semne vitale nu mai, nu mai erau în el. Asta se poate întâmpla. De aceea învățăm în această seară să fim oameni care suntem atenți la viața noastră. Suntem atenți ca să nu regretăm. Mă gândesc la Ozia, după ce a primit condamnarea cu executare, domiciliu forțat, lepros până în ziua morții. Oare n-a regretat el momentul ăla în care s-a dus să tămâieze și a zis, eu sunt mai deștept ca legea lui Dumnezeu, sunt mai deștept decât 81 de oameni. Eu știu ce am de făcut, nu-mi spun ei mie. Cred că toate zilele lui, până când a murit, au fost zile de regret. Pentru că a fost în suferință, izolat și a ispășit pe deapsa. Am vorbit zilele acestea cu un frate, sigur, altă situație, alt context, nu gravități din astea, dar și-a pierdut soția. Și acum e foarte trist, zice, nu m-am gândit, nu m-am gândit că sunt așa de slab. Și ca să-l încurajez, am spus, toți suntem fragili și slabi. Numai că momentele astea grele scot din noi și se vede slăbiciunea, ne dăm și noi seama cât de fragil și de slabi suntem. Și zicea el către mine așa, un om în vârstă, am băgat la cap. Și vă spun și dumneavoastră, și E bine să ținem cont de astea. Că de multe ori înțelepciunea asta ne vine numai așa târziu, dar putem să o prindem de la oamenii care, care știu ce înseamnă asta. Și mi-a zis așa, regret că nu am fost mai bun cu soția mea. Puteam să fiu mult, mult mai bun. Viața poate să fie o viață de regret dacă nu-l onorăm pe Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, învățăm ca și concluzii să fim recunoscători pentru fiecare realizare. Tot ce suntem buni și am realizat în acord cu voia lui Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu. Să fim recunoscători, frați și surori. Dacă suntem sus, dacă avem reușite, să dăm slavă lui Dumnezeu. Să nu luăm slava lui Dumnezeu. El nu-i place să-i fie luată slava. Într-o zi, un alt rege, Irod, în faptele apostolilor, n-a dat slavă lui Dumnezeu. A luat el slava de la oameni. În aroganța lui a primit ce nu trebuia să primească. Ce s-a întâmplat cu el? a murit mâncat de vier. Dumnezeu l-a pedepsit pe loc. Și pe el. Și pe el. Să fim recunoscători. Niciodată să nu zicem eu. Era o cântare care vorbea despre vechiul eu, dacă l-ai vedea. Da? E important să fim recunoscători față de Dumnezeu. Apoi, să respingem orice gând de mândrie din minte. Despre deci Lucifer am citit, ți s-a îngânfat inima. Aici, la nivel de minte, poate să fie, să apară gândul de mândrie, să-l respingem din start. Suntem oameni și trebuie să ne amintim ce zice Biblia. Suntem un abur care se arată puțin și apoi piere. Când vine gândul de aroganță să-mi amintesc că sunt o mână de țărână, viața mea e cât un la de mână, cel ce mă ține este Domnul, să resping toate gândurile. Și mândria poate veni în foarte multe domenii. Apoi, ne amintim de Pavel, da? El a respins gândurile și Dumnezeu l-a ajutat. Spuneam mai devreme, să renunțăm la orice manifestare a aroganței. În familie putem să fim aroganți. În biserică putem să fim aroganți. La școală putem să fim aroganți. La serviciu putem să fim aroganți. Frați și surori, să eliminăm, să respingem, să renunțăm la orice formă de manifestare a aroganței. Adevărata măreție stă în smerenie în a privi pe celălalt mai presus de tine însuți. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos când a luat ligianul și s-a plecat și a spălat picioarele ucenicilor. Apoi să realizăm că păcatul aroganței care aduce păcate mari are consecințe. Dumnezeul măreț nu se lasă batjocorit. Nu ne putem trage cu el de șireturi. Între noi putem să ne jucăm cu asta, dar cu el nu putem să facem asta. El este măreț. Ozia, era doar mândru. Dumnezeu la care el s-a dus și pe care l-a sfidat în templu era măreț. Ochii lui nu l-au văzut, dar au văzut degetul lui care a apăsat apoi toată viața asupra lui. În prezența lui Dumnezeu, când oamenii lui Dumnezeu l-au văzut ca Iov, ca Isaia, s-au prăbușit înaintea măreției lui Dumnezeu, să ne prăbușim și noi și să-i dăm slava pe care o merită. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi, dacă Dumnezeu îmi dă timp de pocăință și îți dă timp de pocăință, și n-am primit pedeapsă cu executare. Că poate am avut momente fiecare în care am fost aroganți și le am crezut cineva. Și Dumnezeu ne-a dat timp de pocăință. Haide să ne smerim, să ne smerim fiecare, să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu, care nu obosește, spune Biblia, iertând. Să-L căutăm pe Domnul câtă vreme, se poate găsi. Să-l chemăm câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dacă Domnul ne dă în seara asta timp de pocăință, să ne pocăim de orice aroganță a de orice manifestare a aroganței în relațiile cu cei din jur. Suntem frați și sorori până la urmă oameni orice poziție am ocupa, oricâți bani am avea, oricâte realizări am avea, să nu uităm de unde am plecat și să nu uităm că tot ce avem este datorită lui Dumnezeu. De la ascensiune la abis, e o distanță așa de mică, o linie așa de fină. Să veghem, să stăm aproape de Dumnezeu, ca să evităm ce s-a întâmplat cu Ozia și să fim oameni binecuvântați și aici și veșnic. Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.